Din nou, la știu este inflație de săptămâna patimilor în acest an. Pentru ucraineni a început pe 24 februarie, când rușii au apăsat play la primele bombardamente. Azi suntem în a noua săptămână a patimilor pentru ei, a noua zi de vineri în care cuvântul sacrificiu este pe buzele ucrainenilor, dar și a celor din Occident care, spun ei, că sunt alături, chiar dacă separat. În lumea lor, ucrainenii spun că nu-și pierd speranța și că se vor lupta pentru fiecare bucată de pământ. Șefii bisericii ortodoxe ucrainene se tem că rușii vor bombarda și în zilele de Paște și de Înviere și le recomandă credincioșilor să stea acasă. Paștele poate fi sărbătorit și online. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. Din păcate, săracii de ei au fost forțați de Putin să se sacrifice, da? Și aici sunt mai multe categorii de ucrainieni care s-au sacrificat și au făcut compromisuri. Vorbim despre cei care au rămas în Ucraina să-și apere țara pe care Putin o desconsideră și despre care spune că este extensia Rusiei. Sunt femeile, mamele care și-au luat copilul de braț și au fugit din țară. Probabil că erau și femei carieriste, nu știu, profesoare, IT-iste, antreprenoare. Au lăsat tot în spate și au fugit din țară să-și salveze copiii și astfel stau la mâna străinilor să mai aștepte, nu știu, o haină, o masă caldă. Au plecat fără nimic în străinătate și sunt femeile care au rămas acolo, în Ucraina. Își sacrifică viața, da? Au rămas lângă bărbații lor care, de fapt, nu sunt lângă ele. Nu știu dacă or se mai întoarcă. Dar, uite, ce înseamnă să te sacrifici pentru că altfel, oricum, fără sacrificiu și fără compromisuri, nu există identitate. Cu siguranță. Ai ajunge un umil și un sclav dacă nu te-ai sacrifica, că și noi am făcut asta, noi românii. Noi români n-am fost cei exact. Mai pregătiți. Păi, în istoria tuturor popoarelor aș zice că este un fel de sacrificiu. Până la urmă și cei care fac un război de ocupare, da? Nu dau exemplul Rusiei de acum, dar, nu știu, romanii pe vremuri, când și acei soldați, până la urmă, se sacrificau, pentru că nu ei începeau războiul, niciodată soldații, militarii de rând, știi? Apropo, de la ucraineni am auzit acum mai bine de o lună deja că războiul este ceea ce la care participă tinerii din dorința celor în vârstă, da? Care pregătesc aceste războaie, gen Putin, dacă vrei, nu știu, Biden, Zelensky. Uite, Zelensky, apropo de sacrificiu, că spuneai, aceasta este imagine din prima zi chiar, da? Zelensky îi condamnă totuși pe unii oameni, am văzut și în declarația de ieri a lui, în care spunea că cine nu ne dă arme, de fapt îi ajută pe ceilalți, nu ne ajută pe noi, ajută pe ceilalți. Mi se pare cam abuzivă această declarație și te face, da, te condamnă la vinovăție și pe tine, fără să ai propriu-zis o vină. Este inadmisibil, știi, din punctul meu de vedere. Mi se pare că aici Zelensky exagerează și ce nu mi-a plăcut absolut deloc la el, dar absolut deloc, zici că a luat-o un pic razna cu aceste laude din partea tuturor, când i-a cerut papei ca la Paștele Catolic, la slujba de înviere, să nu participe și rușii. Mi se pare că Zelensky nu are nicio treabă cu religia dacă ajunge să zică chestia asta, că rușii, da, cetățenii ruși, nu au ce căuta în biserică și la slujba de înviere de la Vatican. Eu văd o disperare, de fapt, în dreptul lui Zelensky, da? Iar mesajele astea nu se adresează ție, Hofi, se adresează liderilor lumii, da? Liderilor Uniunii Europene, liderilor NATO. Mesajele astea sunt către ei, nu către tine și către mine, că noi altceva decât să ajutăm refugiați ucraineni cu, nu știu, cu casa noastră, cu ceva mâncare, cu ceva haine, nu putem să facem foarte multe, da? El are un mesaj direct către liderii care îl pot ajuta. Bun. Profităm de ocazie, l-avem alături de noi pe Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al Academiei Române. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Și ne-am propus să începem această discuție în vinerea patimilor despre sacrificiul pe care îl vedem că îl fac cei din Ucraina și
Cât de mult din acest sacrificiu este exploatat de stăpânii celor care pătimesc, de fapt? Este o temă foarte potrivită pentru săptămâna aceasta, pentru că Paștele însuși este un sacrificiu, este istoria unui sacrificiu care începe în istorie înainte de Iisus Hristos. Sigur, în legătură cu ce ați spus adineori, cu cererea președintelui Ucrainei către papă, colega dumneavoastră a rostit, mi se pare, cuvântul potrivit, disperare. Este evident cererea aceasta a președintelui ucrainean este la marginea absurdității. În primul rând, papa nu are de ce să-i primească pe ucrainieni, pentru că ucrainienii sunt ortodoxi. Există și o masă greco-catolică acolo, asta e altceva. E disperarea omului care, într-adevăr, își vede țara sacrificată. Dar, după cum și reproșurile care se fac țărilor din NATO, că nu dau suficient ajutor, este un reproș care vine din disperare. Dacă președintele ar avea un temei politic mai solid și o cultură politică mai solidă, ar înțelege foarte bine că, dincolo de ce se face, nu se mai poate face altceva. S-a făcut și se face spre cinstea tuturor popoarelor planetei și spre cinstea românilor. S-au făcut pentru ucrainieni tot ce trebuia să se facă. Dar, evident, ei sunt într-o zodia sacrificiului. Ceea ce se știe mai puțin, însă, și trebuie spus, este că există o adversitate puternică pe plan religios între Kiev și Moscova. Și asta este de 300 de ani. Rusia, biserica rusă, care are o haină imperială și de aceea îl și sprijină pe Putin, pentru că are exact aceleași idei de refacere a imperiului, Rusia a vrut încă din secolul XVII să stăpânească biserica de la Kiev. Și biserica de la Kiev n-a vrut acest lucru. Biserica de la Kiev s-a apropiat mai mult de lumea catolică, deși au rămas ortodoxi, de lumea poloneză, de lumea occidentală. Și e interesant că promotorul acestei linii ucrainiene de independență de Moscova a fost un român, Petru Movilă, din neamul voievodal de la Iași. Revenind la ceea ce se întâmplă acum, sacrificiul ucrainienilor este impresionant când te uiți la ce se întâmplă la Mariupol, de pildă, ca să dau numai acest exemplu, și în genere, asemenea sacrificii în numele libertății unei națiuni nu rămân fără, hai să spun, fără o răsplată. Răsplata pentru ucrainieni va fi sigur una a libertăților. Nu știu cum o să o primă, o să o aibă. S-ar putea într-o Ucraina fărâmițată, nu știu acest lucru, dar ei ies triumfători din acest sacrificiu și lucrul acesta în preajma zilei de Paști e bine să-l spunem. Domnule profesor, o axiomă a sacrificiului s-ar putea regăsi în cuvintele lui Nietzsche: ce nu ne omoară, ne face mai puternici. Credeți că asta îi poate face pe ucraineni să aibă mai multă speranță și, practic, îndârjire să ducă această luptă de orice fel? Este sigur. După, dacă ar fi fost numai, dacă vorbeam după câteva zile numai de la agresiune, am fi spus, până la urmă o să cedeze, o să fie înviși. Rezistența lor neobișnuită,
neobișnuită și pentru strategii militari, arată că sunt într-un fel mai puternici. Repet, s-ar putea ca Ucraina să nu mai fie Ucraina dinainte din ceea ce privește teritoriul, dar ucrainenii și-au făcut pe deplin datoria din acest punct de vedere. Iar pe președintele lor, trebuie să-l înțelegeți, are niște cereri puțin exagerate, dar ele vin, reiau cuvântul colegii dumneavoastră, care a fost foarte potrivit, vin din disperare. Domnule profesor, mai avem ceva pregătit legat și de Patriarhul Kiril al rușilor, dar și de Papa Francisc de la Vatican. Vă rugăm, stați câteva secunde alături de noi, pentru sigur, că revenim, sigur că da. Revenim sigur. Cu acele materiale. Sigur. Înapoi la știu, înapoi practic la lupta noastră, la lupta lor, a ucrainenilor, înapoi la iertare. Și ironia face ca de duminica iertării, adică la 10 zile după ce a început invazia rușilor în Ucraina, șeful bisericii ruse, Patriarhul Kiril, a pariat la vremea aceea tot pe război. 8 let idut попытки уничтожить то, что существует на Донбассе. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти. Некий пропуск в тот счастливый мир. Мир избыточного потребления. Мир видимой свободы. А знаете, что это за тест? Вот эти требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность к тому самому могущественному миру. И мы знаем, что если люди или страны отвергают эти требования, то они не входят в тот мир. Am revenit cu dumneavoastră, domnule Teodorescu. L-am ascultat pe Patriarhul Kiril, care pare un pic paralel așa cu realitatea, da? Nu. El este un Putin al ortodoxiei. El dorește în numele sufletului rus și a istoriei Rusiei să fie cel care să reprezinte cu biserica lui o stăpânire asupra întregii lumi răsăritene. Nu este nimica special în ceea ce face patriarhul. El reprezintă în hainele bisericești actualul guvern de la Kremlin. Dacă ar fi să ne uităm puțin la comportamentul patriarhilor ruși din perioadele anterioare și ne uităm acum și la domnul Kiril, așa, mentalitatea lor este să formeze la Moscova un Vatican al Ortodoxiei? Hotărât și dorința lor de a controla Biserica Ortodoxă de pretutindeni s-a simțit chiar de curând, în anul 2000, când a trebuit să fie o mare întâlnire a tuturor ierarhilor ortodoxi. Ea nu s-a putut face pentru că Patriarhul Rusiei nu a venit. Există în tradiția bisericii ruse ideea care coboară până la vremea lui Petru cel Mare, la Patriarh Adrian, că într-o scrisoare el spunea: cine este ortodox este supus al țarului. Totul se rezuma la legătura ortodoxiei de pretutindeni din Balcani, de pildă de la noi, cu Moscova. Și acest lucru a durat și în epoca modernă,
a durat în epoca lui Stalin. La un moment dat a existat o colaborare chiar între biserică și Stalin, iar ceea ce se întâmplă acum cu epoca lui Putin este, din acest punct de vedere, exemplar pentru mentalitatea bisericii ruse. Rușii sunt stâlpii ortodoxiei, se consideră, sunt a treia romă, cum își spun ei istoricește, și ca atare, acolo trebuie să se concentreze întreaga autoritate. Deci, iar Ucraina este, din punctul lor de vedere, mai ales locul unde s-au creștinat rușii pentru prima oară, face parte din Imperiul lor ortodox. Domnule Teodorescu, ce aș vrea să vă mai întrebăm legat de această ieșire a lui Kiril, care a fost la 10 zile după ce a început războiul, el a mizat pe o chestiune pe care, în general, publicul rus o digeră, adică știm că publicul rus este refractar la această ideologie impusă, da, cu paradele gay și lucruri de acest gen, care nu prind în Rusia. Credeți cumva că poate această politică a vestului este nepotrivită în anumite cazuri, de exemplu în cazul Rusiei, adică să încerci să... În primul rând, cu prietenie vă contrazic. Rusul de rând, rusul obișnuit, este doritor să-și vadă biserica strălucitoare, cum sunt și cupolele ei la exterior. El este un admirator și al bisericii, și în ciuda atâtor decenii de ateism, și pentru el biserica este o legătură directă cu armata lui. Armata și biserica sunt pentru ruși, nu numai pentru ruși, dar vorbim de cazul lor, cele două vârfuri ale societății care trebuie admirate. Vestul, dați-mi voie să continui să vă spun, vestul duce în materie de politică religioasă, confesională, față de Rusia, o politică aproape catastrofală. Aproape catastrofală, și îmi controlez cuvintele, considerând ortodoxia rusă ceva barbar, ceva depășit. Este o imensă greșeală, dar care îi și face, de altfel, pe un patriarh a Kiril, pe unii ierarhi, să fie antioccidentali și să încerce să injecteze în mase ideea aceasta a unui occident barbar și satanic, apropo de numele unei rachete care văd că o folosesc ei. În trecut, religia a ascuns adevăruri dureroase care s-au întâmplat din cauza conducătorilor statelor lumii. Până când o să se întâmple asta? Mi-e teamă că în cazul Rusiei lucrurile vor dura. Mi-e teamă pentru că poporul acesta de milioane și de milioane de oameni este puternic îndoctrinat, mai ales în epoca postcomunistă, a recuperat ceva din credința. Gândiți-vă că rușii sunt cei care l-au dat pe Tolstoi și pe Dostoevski în materie de credință, vorbesc, și pe mari teologi, Berdiaev, Soloviov, Florenski, este o garnitură întreagă de ideologi ai ortodoxiei care sunt destul de puțin cunoscuți în Occident. Domnule Teodorescu, am auzit ceva vorbe în limba rusă. Propunem să trecem și puțin la limba italiană, pentru că avem ceva din cuvântarea Papei, din discursul său Urbi et Orbi de săptămâna trecută. Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza. Anche i nostri cuori si sono riempiti di paura e di angoscia, mentre tanti nostri fratelli e sorelle si sono dovuti chiudere dentro per difendersi dalle bombe.
Facciamo fatica a credere che Gesù sia veramente risorto, che abbia veramente vinto la morte, che sia forse un'illusione, un frutto della nostra immaginazione. No, non è un'illusione. Domnule profesor, lucrurile extraordinare cer sau lasă la iveală uneori vorbe extraordinare. Încercând să analizeze această situație, Papa a reușit să scoată următoarele cuvinte. Oare putem crede că Iisus s-a născut cu adevărat, ținând cont de ceea ce vedem aici, că a, practic a cucerit cu adevărat moartea, a învins moartea? Care este miza acestor vorbe scoase de Papa? Miza acestor vorbe este din partea unui papă înțelept, a unui om care se cunoaște că a trecut prin viață cu umilitate. Este evocarea lui Iisus omul, Iisus cel care a murit pe cruce, Iisus care este prietenul credinciosului. Imitatio Christi este o carte faimoasă a catolicismului a lui Thomas Kempis și acest lucru, într-un fel, papa acesta cu nume atât de semnificativ de Francisc îl avansează. Nu uitați că Vaticanul, printr-un alt mare papă pe care am avut cinstea să îl cunosc, Ioan Paul al II-lea, a lansat altădată cuvintele acelea: nu vă fie frică, voi oameni să nu vă temeți. Această umanizare care este atât de specifică uneori bisericii catolice, alteori și bisericii ortodoxe, dar nu este cazul acum, face parte din felul în care biserica știe să se apropie de oameni. Ce a făcut acum papa în preajma sărbătorii Paștelui, când vorbim de sacrificiul omului Iisus, care a răscumpărat păcatele lumii, este exemplar. Culmea, făcând un arc peste timp, deci de la Papa Ioan Paul al II-lea, care spunea nu vă fie frică, l-am auzit pe Papa Francesc spunând că inimile noastre au fost pline de frică și de angoasă, practic ne face să realizăm cât de important consideră el momentul prezent pe scara istoriei. Dar câtă alinare poate să aducă aceste cuvinte, având în vedere că, pe lângă faptul că ucrainenii de acolo, da, sunt terorizați de bombardamente, au plecat de acasă, au lăsat în spate familii, și europenii, da, acum se tem de, Doamne ferește, Putin merge mai departe, am văzut acum că țintește și Transnistria, noi suntem foarte aproape. Cât de multă alinare pot aduce aceste vorbe sau până când putem să le îmbrățișăm și să începem să, nu știu, să cumva să nu ne mai atingă atât de mult, pentru că o să ne ia și pe noi teama? Nu, într-un fel să știți că cuvintele acestea, care nu aduc nimic material, aduc imens de multe lucruri spirituale. Oamenii știu, oamenii năpăstuiți din Ucraina știu că lumea este alături de ei, dincolo de ajutoare, știu că lumea este alături de ei și dincolo de cuvinte nu se poate face nimic. Sunt ultima ratio, cum se spune în limbajul Vaticanului. Și eu cred că acum în preajma Paștelui lucrurile s-au potrivit foarte bine să vină în acest fel și să-i aline. Dincolo de alinare nu mai poate fi nimic. Domnule Teodorescu, poate o discuție sau o întrebare în afara discuției, dar acum mi-a venit, nu știu cum e soarta asta, că l-am pomenit pe Nietzsche mai devreme, dar simt nevoia să-l mai aducă în vorbă și acum. O expresie de-a sa era: oamenii răi nu au cântece. Cum se face că rușii au cântece? Rușii nu sunt oameni răi, să ne înțelegem.
Nu trebuie să, trebuie să facem o distinție între barbaria acestor armate care sunt uneori și cu mult aport oriental, ceceni și așa mai departe. Rușii nu sunt răi, rușii sunt orbiți într-un fel, sunt chiar unii sunt fermecați probabil de liderul lor, pentru că sunt iubitori de lideri puternici. Rușii nu au avut niciodată o democrație. Rușii nu vor avea niciodată o democrație. Așa că trebuie judecați într-o altă paradigmă, într-un alt context. Rușii pot fi și romantici și duioși, dar în același timp pot fi și criminali. Iată, se dovedește acest lucru atunci când sunt îndrubați spre crimă și pedeapsă. Da, ca să ajungem la Dostoevski, bineînțeles că și din acea, practic, din acea lege a lui Nietzsche rezulta că rușii n-au cum să fie oameni răi pentru că au cântece, nu? Practic, da. Respectau acel lucru. Deși, dar acum putem ajunge că vedem astfel de situații, că Putin este foarte agresiv. Vedem imagini cu patriarhul Kiril, care are la mână un ceas de 10.000 de euro și apoi și-au scos de pe, au editat acea poză să nu apară. Da, știu, da. Exact. Da. Ei, și acum că vedem foarte multă, da, putem spune, nu ne ferim de cuvinte, foarte multă lume ajunge să aibă sentimente de ură chiar împotriva rușilor. Cât este bine și cât este rău asta pentru umanitate și pentru civilizație? Dacă vorbim... mă întrebați ca o opinie personală de istoric, mi se pare că se face o mare, o imensă greșeală scoțându-se actori ruși, tenismeni ruși, atleți ruși din competiții, din concursuri, nu în acest fel să rezolvă un contencios. Dar asta e opinia mea personală, pot să fiu foarte ușor criticat. Una este politica și sălbăticia aceasta teribilă a rușilor, în legătură cu care există un cuvânt vechi din secolul XIX în lumea franceză, în lumea francofonă, se spunea gratez le rus, vous trouverez le tartar. Zgâriați puțin poșghița rusului și veți găsi de sub pe tătar, pe cel care era nomadul sălbatic. Mă rog, asta e altceva. Nu n-aș face transferul acesta, dar el, așa cum înțeleg disperarea președintelui ucrainian, care uneori, mă rog, trece de niște borne normale ale discursului politic, omul este însă sincer, omul e patriot, și omul e disperat și îl înțeleg. Tot așa pot să înțeleg pe unii care elimină tot ce este rusesc. Românii sunt, să ne înțelegem, românii sunt antiruși. Cel care vă vorbește acum 60 de ani, era exmatriculat din universitate pentru atitudine antisovietică. Deci, nu am a discutat prea mult despre aceste lucruri. Da. Una și alta e alta. Vă mulțumim foarte mult pentru lecția de istorie și nu numai. Cu drag, cu drag. Bine, cu România antiruși, da, știu și eu o poveste nu prea plăcută de la bunica mea. Când era tânără și rușii după război au venit și vizitau satele ca să le violeze pe femei, da? Și se ascundeau în căpițe de fân și ei băgau furca pe acolo să audă și stăteau zile întregi. Deci românii nu prea pot îmbrățișa rusul de astăzi, deși au trecut atâția ani, dar în continuare au un dispreț la adresa rușilor. Oricât de mult or fi evoluat ei sau am evoluat noi. Da, care poate crește cu încă o generație sau două acest sentiment.